Bună dimineața, bună ziua toată lumea și bine v-am regăsit la canalul meu. Nu știu, am emoții pentru că vreau să vorbesc despre mine, cum am ajuns în România. Pentru că mulți oameni sunt curioși, Blaze, ce faci, cum ai ajuns în România, ai familie, ai surori, frat, o să spun tot despre mine astăzi. Și nu vreau video astăzi să fie foarte lung. Din cauza asta o să fac cum am ajuns în România în trei părți, ca să știi cum o să fie, știi? Da, sunt Blaze. Toată lumea știe eu Blaze, dar numele meu e God's Power Morris, puterea lui Dumnezeu. Și sunt din Nigeria. Nigeria este în West Africa și în Nigeria avem 200 de milioane oameni. 200 în România avem, cred că 20, 18, 20 milioane. Dar din Nigeria e 200. Înseamnă că suntem mult. Și am trăit într-un oraș, Port Harcourt. Port Harcourt este un oraș cu foarte mult oameni acolo. Și înainte să vin în România, am lucrat undeva, dar a fost, nu pot să spun că am lucrat, adică într-un job frumos, nu a fost frumos deloc, pentru că am terminat la liceu când am avut 16 ani. În Nigeria avem oameni care a terminat la liceu la 15 ani, 16 ani, 17 ani, dar în România trebuie să fie 18 ani, știu despre asta, dar acolo e altfel. Și în familia mea am 5 surori și 2 frați. Și cu tata și cu mama suntem 10 în general. Și atunci tatăl meu lucrează, mama nu lucrează deloc, doar tata. Și în Nigeria plătim pentru liceu, pentru că în România liceu e gratis, nimeni plătește nimic la liceu. Dar acolo la noi plătește tot. Adică nimic nu este gratis în Nigeria. Și când am avut 16 ani, după am terminat cu liceu, tatăl meu a fost foarte greu pentru el, pentru că el plătește pentru toată lumea studii și trebuie să mâncăm, plătim pentru închiriat la casă, închiriere. Apartament de închiriat, dar ceva de gen, eu plătește pentru toți. Și ceva frumos e în Nigeria, plătim pentru închiriat un an, dar în România plătim fiecare lună, dar acolo plătim fiecare an, o dată pe an. Dar a fost mult, mult bani, pentru că el nu primește foarte mult bani. Și după am terminat, când am avut 16 ani de la liceu, am căutat muncă. N-am găsit nimic acolo, crede-mă, 200 de milioane, ce muncă avem acolo pentru toată lumea și e greu să găsești ceva. Și tatăl meu nu mai a dat bani pentru că suntem mulți și el a zis, ești un bărbat, trebuie să lucrezi, trebuie să... Și ce am făcut? Am căutat un job unde este universitate, pentru că avem o locație în Nigeria care a fost... Undeva a avut universitate, a avut liceu în același locație. Știi ce am făcut? Am început să fac curat la gardină, cu hand fork, în engleză hand fork, știi? La floare, I trim the flowers, pe pământ, I cut with the lawnmower, se numește lawnmower. The machine you used to cut the grasses on the floor. Am făcut asta pentru aproape de 2 ani, am făcut asta pentru că n-am avut bani, n-am avut nimic. Și am fost foarte inteligent pentru că am plăcut matematica foarte mult, știi? Dar nimeni m-a ajutat, crede-mă, nimeni. Și după liceu am încercat să dau la să intru la universitate în Nigeria. Și am luat examen. Dar Nigeria, o să spun asta, Nigeria este corupt, crede-mă, corupt. Dacă tu meriți ceva să intru la universitate, nu primești. Au zis, ok, da, ai luat examen, dar trebuie să plătești nu știu câți de euro sau câți de lei bani
știi, înainte să intre. Dar am zis, eu merită să trebuie să intru. A zis, nu, dacă n-ai banii, scuze. Așa a fost în Nigeria. Și am renunțat la universitate în Nigeria. Și am lucrat acolo cu lawnmower la garden pentru 2 ani. Crede-mă, a fost greu. Am lucrat fiecare zi, aproape de 10 ore fiecare zi, înainte ca să primesc ceva, știi? Și am făcut asta, n-am fost rușinos, pentru că știa atunci fetele, uite la băiatul ăsta cu 16 ani, nu vreau să fiu prieten cu el, bla, bla. Am pierdut tot prieten. N-am avut nici prieten atunci, pentru că știi cum e cu băieți și fetele, ce băiatul, ce el face, nu vreau să fiu prieten cu el, cum pot să merg cu el pe strada și el are cuțit, ceva pentru, știi ce zic? Și am avut zile care am plâns, am zis, Doamne ferește, ce viața e asta, bla bla bla. Și după am renunțat la jobul aia, am zis, nu mai lucrez. Am căutat un job, am avut un prieten care, mama lui are un liceu privat, știi? Și am mers acolo, am zis, vreau să fiu un prof, știi? De matematică, de ceva, nu mai vreau să lucrez acolo. Și ea a zis, ok, hai. Te angajez și am fost mulțumit, am lucrat acolo și atunci la liceu privat am primit fiecare luni, în lei, ca să știi, aproape de un leu e 100 de, un, pentru că în Nigeria folosim naira, e currency naira și un leu e 100 naira. Știi, e mare diferență. Și atunci eu primesc 10,000, 10,000 naira, nu lei, 10,000 naira. So, înseamnă că fiecare luni eu primesc, cred că 100 lei, 100 de lei fiecare luni. Asta primesc unde am lucrat, să fiu un prof. A fost foarte mic, crede-mă, cum pot să trăiesc cu 100 de lei. Și fiecare luni când primesc banii asta, eu împart, eu dau, nu știu, 30 sau 40 la mama mea și 20 la surorile mele, pentru că nu dau la tata, el primește ceva puțin, știi? Și restul, pentru mine, eu iau 10%. Și restul, pentru că unde am lucrat, ca un prof de matematică, am avut niște studenți, copii, știi? Pentru că am avut, nu știu, 18 ani am avut atunci. Și unde am lucrat, am avut copii cu 15 ani, 16 ani, da. Și am avut copii cu 7 ani, pentru că n-am lucrat doar unde... Am fost prof de matematică, nu doar o clasă întâi sau a doua, am avut mult clasă și care am fost, știi? Și am cumpărat biscuit, apă, pentru că a fost sărac studenții acolo a fost foarte sărac. Și am văzut unul, n-am mâncat deloc fiecare și am cumpărat cu, nu știu, 20% ce am primit. Am cumpărat pentru, nu știu, mult studenți, apă, biscuit, așa am făcut fiecare luni. Și am lucrat acolo, nu știu, aproape de 8 luni și am renunțat. Pentru că am avut, a fost o perioadă, limba română e greu, dar o să explic, pentru că vreau să înțelegeți ce am făcut, cum a fost viața mea. Și am avut un period care n-am primit salariu, 3 luni. E 100 de lei, dar n-am primit. Doamna acolo a zis, nu avem bani, așteaptă, 3 luni fără. Și am zis, nu. Am lăsat bani, am zis, nu, asta nu e viața mea. Și am plecat și înainte să plec, toate studenți, am plâns, nu ești cel mai bun profesor, stai cu noi, știi? Pentru că atunci acolo am fost cel mai tiner profesor acolo. Oamenii au fost bătrâni acolo și foarte strict. Profesor acolo a fost, de ce studiez? Dar nu, eu glumesc, știu, pentru că matematica e ceva care, dacă cineva nu știe, trebuie să fii pregătită, știi? Eu fac o glumă, eu râd cu student și studentul a învățat foarte bine de la mine și am plecat. Și a fost foarte grea și după am decis să... Am stat acasă, a fost o zi, am stat acasă
asta a fost cum eu am ajuns în România acum. Am stat acasă și am avut un prieten, el a fost cel mai bun prieten. Atunci, după am terminat cu liceu 16 ani, am căutat cum pot să ajung undeva, străin, orice țară, nu contează, să merg acolo să studiez, știi? Și am mers la niște examen pentru țara străin să studiez. Și examenul a fost bun, am luat, am făcut foarte bine, dar înainte să plec, pentru că a zis, e gratis, e un bursă pentru studii. Și după, primul a fost pentru Canada, am făcut examenul, a fost bun și am fost fericit, știi? Și când am mers acolo să dau document, actele, tot, a zis, trebuie să plătești 7.000 de euro, bla, bla, bla. Am zis, dar înainte, voi a spus că asta e gratis, nu am nici 10 lei, ai zis 7.000 de euro. Am fost dezamăgit, am plecat, am lăsat. Și am încercat 1, 2, 3, alta, în UK, dar n-am mers. Și la 7 dimineață a venit cel mai bun prieten din Nigeria atunci, pentru că el a fost inteligent. Noi am orice examen am fost, el a fost, mergem împreună. Dacă știu despre un examen, el mă sun, te sun la el, așa facem. Oh, please, hai, am auzit despre un examen la Ucraina sau Rusia, hai să încercăm să, știi, să mergem să-l dăm la examen. Și a fost o zi la ora 7 dimineața, el a venit la mine acasă, el a bătut la ușă, tatăl meu a mers acolo, el a zis, vreau să vorbesc cu Blaze. Și tatăl meu a strigat pe mine și am fost acolo. Am zis, el numele lui e Jerry, știi? Și am zis, ei, Jerry, ce faci? Cum ești? El a zis, bine. El a zis, Blaze, n-am timp. Am auzit despre un examen la ora 8 dimineața și el a venit la 7, ora 7 dimineața. Am zis, ce examen e? El a zis, e pentru... am zis, ok, despre ce este vorba? El a zis, e un examen pentru universitate, o să pot să studiez gratis. Dar n-am știut dacă este în România sau în Nigeria, dar el a zis, el nu știe foarte mult, pentru că el a auzit de la alt prieten. Am zis, la ce oră e examen? El a zis, la 8, hai să mergem. Am zis, ok. Am nevoie 10 minute să fac duș, să pregătesc actele și tot, pentru că la examen trebuie să vin cu actele, ce ai luat la BAC, la liceu, tot. Și am căutat tot și am găsit. Și după am mers cu el la examen, crede-mă, n-am știut ce examen, ce trebuie să învăț. Am fost pregătit oricum, știi, pentru că îmi place să studiez matematică, engleză, chemistry, physics, biology. A fost un mișto. Și când noi am ajuns acolo, la unde trebuie să iau examen, a fost mult oameni. Împreună, nu doar cu el. Noi am mers cu 7-8 băieți, știi? Noi am mers împreună. Și unul dintre 6-8 băieți, mama lui e bogată, foarte bogată, un băiat foarte bogată. Și el lucrează la poliție, ceva de gen, știi? Și când am ajuns acolo, noi am ajuns foarte târziu, crema, afară a fost 3.000 de oameni. Și înăuntru trebuie să fie maxim 1.000 de oameni care trebuie să dai la examen. Și afară a fost 3.000 plus, știi? Și unde trebuie să stau pentru examen? E mic, știi? Și a făcut acolo coadă, oameni, hai, am venit primul, vreau să stai în față. Și când sala o să fie plin, o să închide ușa, toată lumea acasă. Și pentru că am venit cu un băiat care mama lui a fost bogat și ea lucrează la polițist, doamna a venit acolo cu mașina de polițist, e fiul meu, hai în față, ceva de gen. Așa a fost în Nigeria, nu doar în Nigeria, în toată lumea. Care știi, dacă tu știi pe cineva care lucrează, e foarte ușor, e normal, știu despre asta. Și pentru că băiatul a fost cu noi, mama lui a întrebat pe el, ai venit cu prieteni? El a zis, da, 7 băieți. Și a fost unul dintre băieți. Și noi am intrat primul la sala. Și noi am stat. Și după noi am stat, sala a fost plină. Și a zis, toată lumea, adică restul, 2000 plus oameni, hai acasă. Și ușa a fost închis și am stat acolo, la sala. Dar n-am știut despre ce vorba, ce examen este asta, știi? Și examenul ăsta a fost pentru România, dar stai puțin. Și am stat și a fost timp pentru examen. Și am avut 4 subiecte. Engleză, matematică, physics
biology, nu, nu, n-am avut biology, physics, chemistry și general despre Nigeria. Și am avut 45 de minute pentru asta. Și când am văzut examen, adică a fost foarte ușor, crede-mă, foarte... Când am citit întrebare, prima întrebare, a doua, am râs pentru că am știut răspunsul deja, știi? Și după am terminat. A fost 45 de minute, dar în 20 de minute am terminat deja, știi? Și am așteptat la prieten și am avut prieten lângă mine, știi? Și un om mi-a întrebat ce am... Pentru că în față am avut un cel mai bun prieten care am venit. El a stat în față, pentru că a fost așa, banca. Și el mi-a întrebat, ce ai luat? Nu luat, numărul 1, ce este răspunsul? Și am zis, și el a zis, la fel. Și noi am avut același răspuns, pentru că el a fost foarte inteligent. Și după, lângă mine, a fost unul dintre băieți care a venit cu noi. Pentru că am zis, noi am fost 7. Și la dreapta, el nu știe, știi? Și am ajutat-o, el am ajutat. La dreapta și la stânga am zis, el a zis, please, la numărul 20, ce? Am zis, tot am ajutat oameni care au fost băieți care au venit cu mine, dreapta, stânga. Și după examen, am plecat, am lăsat numărul de telefon și tot actele care am venit. Dar n-am știut ce examen, dacă a trebuit să studiez în Nigeria sau trebuie să merg, n-am știut nimic. Doar să știu, pentru că atunci nu mă interesează, orice examen, eu merg, eu dau, eu aștept cineva să mă sun. Și după examen, în perioada de examen, după am făcut examen și am mers acasă, am găsit un job ca Amazon, nu e Amazon, dar e un form de Amazon, dar online. Și o să explic de ce vorbesc despre asta. Și eu lucrez acolo, dar atunci au avut niște probă, niște grade, trebuie să crești. E despre sales. Dacă ai multe sales fiecare lună, promovezi, adică tu mergi mai departe sus și primești mai mult, știi? Și am intrat la cel mai mic stage. Se numește probation. Și am avut niște targets, niște task. Trebuie să ajungi la 2000 de sales în luna asta, știi ce fac de gen. Și am făcut asta, am intrat, nu știu, n-am nici client, trebuie să vând telefon, să nu știu nimic, știi? Și știi ce am făcut? Am zis, ok, Blaze, hai, capot. Și pentru că atunci eu merg la biserică fiecare zi. Am avut zile de care eu dormeam la biserică până a doua zi, pentru că eu cânt la pian, îi ajut la biserică, știi? Și am mers la preot, am zis să lucrez la un Amazon, ceva de gen, dacă la biserică aveți nevoie laptop, proiector, ceva, instrument, pot să cumpăr de la site și să duc la biserică. Și el a zis ok. Și preotul a zis, el are nevoie laptop. Și am cumpărat de la site și am adus și așa. Și după am făcut asta, am primit niște bonus, știi? Când am început să lucrez acolo, o lună, primul luni, știi ce am primit salariu? 2 lei. Am primit 2 lei. Și a fost greu. Când am primit 2 lei, am avut niște prieteni care a renunțat. Ce este 2 lei? Crede-mă, eu nu mint. Tot ce spun acum, am bonul, am poză care am primit, nu mint, 2 lei. Și am avut prieteni care a intrat cu mine să lucreze, a renunțat, ce este 2 lei, bla 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 bla. Dar eu am zis, eu nu renunț la nimic. Pentru că știu că când eu o să ajung la top, acolo unde lucrez, pot să primesc mai mult, știi? Am zis, eu nu renunț, hai că pot, nu ced, așa am zis. Și n-am renunț. Și la 2 lei, nu știu ce să fac cu 2 lei, am lăsat acolo. Am avut niște zile care am trăit fără mâncare, eu nu mănânc, nu doar eu, acasă a fost greu pentru eu și cu familia mea, foarte greu. Am avut zilele care
eu mă trezesc acum și eu plâng, n-am nimic să... E o poveste lungă, crede-mă, poveste foarte, 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 foarte lungă. Și vreau să ajung undeva și o să termin cu partea 1, dar mai am ce să spun. Și după examen, prima săptămână, după două săptămâni, după am făcut examen pentru bursa, au zis e bursa de studii, dar nu știu unde, au trimis mesaj oameni care au luat examen. Și dintre 7 băieți, 3 a primit mesaj. Unul mi-a sunat, Blaze, am primit mesaj de la unde noi am făcut examen, bla, 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 știi? Și am zis, da, ce este vorba? Unul a zis că el o să plece la Philippines. Am zis, bravo, el mi-a întrebat, tu ai primit? Am zis, nu, n-am primit nimic. Și el mi-a zis, de ce? Am zis, nu știu. Și cel mai bun prieten și el n-a primit. Dar băiatul care a primit, l-am ajutat la examen. Și am gândit, dacă el ajută, de ce eu n-am primit, știi? Și așa a fost, el a plecat, 3 băieți, după nu știu câteva zile a plecat la Filipina, au mers la un oraș care ei trebuie să sta, fac viză, tot. Și după o lună sau ceva de gen, au plecat la Filipinți pentru universitate. Am fost foarte trist, foarte, foarte, foarte trist. Și după a 3 săptămâni, cel mai bun prieten a primit un mesaj. El mi-a sunat, Blake, am zis ce? El a primit un mesaj să merge la India. El o să studiat, el o să studiază un an la India și încă 3 ani la UK. Și el o să plece, asta e format, India, un an și 3 ani, UK. Și am fost foarte fericit pentru el, dar am fost trist. Cel mai bun prieten o să plece și eu o să stau singur în Nigeria. Și el a venit la mine, el mi-a zis, stai puțin, poate o să primesc ceva, bla, bla, bla. El mi-a zis, o să primești ceva. Și am zis, da, am mers cu el la cumpărături, el a luat, el a fost sărac ca mine. Da. Dar cu câteva bani, el a luat ceva, puțin tricou. Așa a fost. Și cel mai bun prieten a mers la oraș care el o să plece final. Și am lucrat cu Amazon, nu Amazon, ceva, știi ce vorba, am lucrat acolo. Și a doua luni, după două luni, pentru că primul luni am primit aproape de 2 lei, am zis, și următoare luni am primit ca 6-5 lei, ceva de gen. Am fost, de ce, bla, 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 eu nu mint, așa am fost. Și după am făcut asta, dar după am crescut puțin pentru că am fost la probation și după am intrat la, nu știu, am uitat, dar a fost 6. Ultimul e tare, o să primești mult când o să ajung acolo, dar am trecut la primul, am fost la a doua stage. Și așa, now, acum e o poveste lungă, vreau să punem mai scurt acum. Și după am făcut asta, știi ce am făcut? Am avut nevoie multe magazine care vinde telefon electronic, TV, mașina de spa. Am vrut asta, știi? Și știi ce am făcut? Am gândit la asta. Știi ce înseamnă A4, 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 hârtie, paper, A4, paper? Am scris la, am mers la un Xerox, am făcut numele meu, numărul de telefon, contul meu pe social media, dacă ai nevoie, niște. Și am făcut mici, într-un A4 paper, am pus numele meu și cu toți într-un 12, 1, 2, 3, la fel. Și am făcut Xerox mult și am cu foarfe, că am tăiat puțin și a ajuns așa, cu numele meu, tot despre mine, dacă ai nevoie ceva. A fost așa, știi? Și am mers pe strada, universitate, când vad orice oameni pe stradă, eu dau, asta e, dacă ai nevoie ceva, nu contează, mă sun, o să-i se duc, bla, 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 asta am făcut. Și după am lucrat cu companie de, nu știu, 4 luni după am lucrat cu companie. Am fost la stradă, am intrat într-un magazin mare, credem a fost cel mai mare magazin
a avut electronics, TV, telefon, iPhone, orice. Și am văzut o doamnă acolo și am mers la ea. Mi-a uit la mine așa. Și când am venit acolo, am zis, numele meu, ești, dumneavoastră, sunteți șef aici? Ea a zis, da. Am zis, eu lucrez la o companie, se numește Jumia, asta e nume de companie, am lucrat Jumia, e ca Amazon Jumia. Dacă ai nevoie ceva, orice, telefon, da, pot să îți aduc aici, dar cu un preț mai, pentru că ea este un mare magazin, ea trebuie să aibă profit, știi? Pentru că acolo eu dau comanda de la site la un preț mai ieftin și dau la ea, știi? Și asta îmi propun la ea. Și ea a zis, în ce companie lucrezi? Am zis, Jumia. Ea mi-a zis, ea lucrează deja cu un băiat care lucrează cu unde lucrez la Jumia și ea lucrează cu el. Și ea are nevoie să lucrez cu mine, dacă ea are cineva care lucrează în același companie cu mine. Și am zis, te rog, am nevoie asta, știi? Te rog, mă ajut, bla, 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 bla. Doamna a zis, atunci a fost un telefon foarte mișto, se numește Infinix, Infinix Phone. Și ea mi-a întrebat, ok, din exemplu, telefonul ăsta, Infinix, cât costă pentru tine, dacă vreau să dau comanda de la tine? Și atunci Infinix a fost, o să dau un exemplu, am uitat, nu știu cât preț atunci. Hai, să spun ceva de gen, la site, Infinix a fost 1000 de lei, ca să spun. Și i-am zis 1000 de lei. Și ea mi-a zis că băiatul aia da la ea, adică ea primește de la el 995 de lei, nu 1000 de lei. Știi? Pentru că acolo la site, dacă eu dau comanda la telefon care este 1000 de lei, eu primești un bonus ca 100 lei. Ceva de gen, din exemplu. Și înseamnă că boy din bonusul lui, el dau să dau mult comanda la ea, să primește, știi? Am zis, doamna, te rog frumos, ok, o să dau ce, o să-ți dau ce primește de la băiat. Ea mi-a zis, nu, ea a lucrat cu el deja de mulți ani, ea nu vrea să începe din nou cu un băiat care ea nu știe, adică eu, bla, 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 i-a zis. Și am zis, ok, îți dau un numele meu, un card, dacă ai nevoie ceva după sau ceva de gen. Ea a zis, nu, mulțumesc. Și am zis, cu plăcere, și am plecat. Și pentru că fiecare dimineață mă trezesc la 7, eu merg pe stradă, oriunde eu văd magazin, am mers pe jos 2 ore, 3 ore, crede-mă, fără, pentru că n-am avut bani pentru taxi, ceva, știi? Și eu merg pe jos 7 dimineața, eu mă întorc acasă la 8 seara, ceva de genul. Fac asta fiecare zi, știi? Și pentru că mulți oameni mi-au întrebat, please, de unde ai luat, ai avut forța, pentru că orice faci în România, am făcut forța, așa am luat forța atunci, știi? Și a fost, după am plecat acolo de la magazin, unde am fost, știi? Spre acasă, după 2 ore, spre acasă, am văzut alt magazin, știi? Și am intrat acolo, am zis, ok, hai să încerc, cine știe? Și am intrat acolo, am văzut alt doamnă acolo. Și am întrebat, am zis, dacă ai nevoie ceva, să iei numele meu cu card de vizită, săracie card de vizită, pentru că am făcut cu A4PayPal, cu Foarfeca, știi? Pentru că n-am avut bani deloc, știi? Și ea a zis, da, sigur, dacă o să am nevoie ceva, îți sun. Ea a fost mai prietenos, știi? Și am plecat, am stat acasă. Și când am stat acasă, eu am gândit la bursa de studii, examen care am făcut. Am așteptat, nimeni mi-a sunat. Cel mai bun prieten a plecat undeva, știi, el a plecat. A fost singur acolo atunci. Și când a fost o zi când a fost acasă și cineva mi-a sunat. Nu știu, am văzut doar numărul, fără nume, înseamnă că nu am salvat, nu știu cine e. Și am răspuns, am zis, alo. I-am zis, sunt doamna, bla, 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 celălalt doamna, a doua doamna care am fost. I-a zis, ea are nevoie Infinix telefon, un fel de telefon, un model, atunci. Dacă am zis, da. N-am avut, asta sunt sincer acum, n-am avut, dar am zis da, pentru că am avut prieteni care au deja, care lucrează cu mine, pentru că mult a renunțat, a fost unul sau două care n-a renunțat, dar a fost în
în stop ca boss, nu boss, dar a fost asupra mea mult, mult, știi? Am zis, da, a întrebat cât vrei. Ea a zis, ea vrea 5, 6, ceva de gen. Pot să îți aduc acum? Am zis, nu, pentru că a fost târziu, ceva de gen, știi? Am zis, poate mâine. Ea a zis, mulțumesc. Și în seara aia am sunat la prieteni, am zis, mulți prieteni, pentru că atunci nu am avut un grup, mare grup pe WhatsApp. Dacă ai nevoie ceva urgent, poți să scriu. Pentru că atunci când dau comanda la telefon, vine din alt oraș. Trebuie să stai 3 zile. Și telefonul aia a fost cel mai bun atunci. Pentru că toată lumea, când Infinix, atunci telefon Infinix, intră la site, în maximum 30 de minute nu mai există. Adică e gata. A comandat toată lumea, nu mai există la site. Știi? Și am sunat la prieten care a avut Infinix. Am luat, unul a avut două, unul a avut unul, trei și am luat șase. Și a doua zi am mers acolo și am dat telefon. Și am cerut bani pentru telefon, pentru că n-am bani. Am promis la prieten, când o să dau telefon acolo, o să iau bani și îți dau înapoi. Și doamna a zis, așteaptă, o să vină cineva să-mi dai banii. El este bossul aici. Ea este șefa acolo, a doua doamna, dar ea are un șefa, care e magazin lui și ceva de gen. Am zis, ok, am așteptat. Și după 30 de așteptare am stat acolo. A venit un domnul acolo. Când l-am văzut, am știut că el este foarte bogat. El a intrat, el a zis, hai, ce faci? Am zis, salut. Ok, cât costă? El mi-a întrebat despre 6 telefoni care am adus acolo. Am zis preț. El mi-a dat banii cash. Și el mi-a zis, mai ai? Dacă mai am mult telefon. Am zis, momentan nu, dar mâine, poi mâine, da. El a zis, ok. Am zis, cât vrei? El mi-a zis că el vrea ceva de, nu știu, 12, 10, mai mult, știi? Am zis, da, sigur. El mi-a dat numărul lui. Și am plecat acasă, am fost foarte fericit. Și la site, acolo, Jumia site, telefon nu există. Există, dar nu e available atunci. Și am stat acasă la 12 noapte, am stat, aștept să intră telefon, pentru că fiecare două zi sau zi, telefon intră, adică intră la site, să fie available, dar la site e poate 200, 300 available. Și crema, asta available e în Nigeria 200 de oameni și doar 300 o să fie acolo. Ce mai rapid oameni care o să intră și dau comand. Așa e. Și am stat. Am văzut că a intrat mult telefon, adică 400 ceva, știi? Și am dat comanda. Și am comandat, nu știu, 80 și ceva. În Nigeria, 200 de oameni, am comandat 80, primul 80, Infinix Phone. Și n-am avut bani, pentru că atunci pot să dau comanda și când telefon, după două zile, o să ajung în ce oraș stai, poți să mergi acolo și plătește și iau telefon. Și am dat comanda în advance, nu știu. Dar am gândit că domnul a vrut doar 8 sau 10, 6, ceva de gen. Și am dat 80 și ceva telefon, știi? Da, am zis, da, așa e. Și când telefonul a ajuns, am luat 6. Dar așa a fost problema. Când a ajuns telefon, eu trebuie să merg acolo, să plătesc, să iau telefon și merg la el, unde este domnul, magazinul lui, și dau. Dar n-am avut bani. Și am mers acolo, unde e magazinul lui. El a fost acolo. El a zis, Blaze, unde este telefon? Am zis, nu am bani, pentru că telefonul a ajuns la pick-up station unde va trebui să plătești, dar n-am bani să plătești. El a zis, știi că sunt foarte ocupat, hai, unde este locație? Și locație unde el a avut magazin și unde trebuie să iau telefon, e maxim 5 minute cu mașina, foarte aproape. Și am intrat, am mers cu el. El a plătit pentru că am dat comanda la 80, a ajuns 10, pentru că nu a ajuns odată. Puțin a ajuns azi, 10 a ajuns și el a intrat acolo, el a plătit. Și el a zis, hai cu mine la magazin. N-am știut că domnul
a avut alt magazin. Și am zis, ok. Și am intrat în mașină. El a zis, hai, să arăt cum arată alt magazinul meu, unde eu vând telefon și tot. Am intrat în mașina lui, mașina a fost bombă, crede-mă. Și am intrat în mașina lui și noi am mers acolo unde el a avut altă mașină. Dar am fost șocat. Știi de ce? Pentru că când am ajuns la magazinul aia, a fost primul magazin unde am fost cu doamna aia care mi-a zis că ea are băiatul care lucrează în același companie unde am lucrat, unde lucream atunci. Și n-am știut, când am intrat, doamna mi-a văzut, pentru că am fost atunci, da. I-a zis, tu, ce faci aici? Am râs. Și domnul mi-a zis că doamna aia e soția, his wife, soția lui, da, e soția lui. Wow, am fost, doamne, lumea asta e foarte, it's a small circle. Și am dat telefon și după așa a fost cu domnul. El a cumpărat, știi că am avut 80 deja care am comandat. Domnul a mers acolo, el a plătit, totul a fost bine, am crește unde am lucrat la companie. Fiecare lună am crescut pentru că domnul a lăsat celălalt băiat. Pentru că el a zis că eu sunt foarte rapid, când el vrea ceva, eu dau comanda, e bine. Și el a lucrat cu mine și el a avut 3-4 alt magazin. Eu dau supply la toate magazin, nu doar telefon. Am dat cu la tot am cumpărat pentru el. Și am lucrat cu el 3 săptămâni. Și hai să vorbim înapoi la cum a ajuns la România, pentru că are legătură, știi? Și am stat aproape de 2 ani. După aproape de 2 ani înseamnă că după am făcut examen, după am fost la examen pentru bursă de studii, am stat 2 ani, după 2 ani am primit mesaj să vin în România. După, am uitat despre asta, a trecut lună, an, am uitat, am zis asta nu mai există, cel mai bun prieten a plecat, asta a plecat, e ok, eu stau singur, o să, e ok așa. Și când am fost, și ce este foarte mișto, am fost la, și a fost o lună, salariu a mai mult, pentru că a fost 2 lei, 6 lei, și am fost, a fost atunci, a fost o dată când am luat 600 de lei, 1000 de lei, a fost așa. Am fost foarte, foarte fericit, foarte fericit. Și fiecare bani eu primesc, dau la mama, surorii, prieteni, așa eu fac. Pentru că nu, eu în general nu sunt materialistic. Dacă eu merg pe strada, acum cineva zice, oh, Blaze, vreau tricou, îi dau. Pentru că n-am născut așa, nu? Am, atunci viața mea n-a fost, oh, haine, vreau Gucci, vreau, nu. Doar să mănânc. A fost cel mai important. Și după, așa a fost cum am primit mesaj de la România, să vin în România. Și asta o să fie final pentru partea 1. Am fost în mașină, am dat un comandă și a fost un taxi comun, pentru că în Nigeria poți să intru în taxi cu mulți oameni, taxi, știi? Oameni care merge într-o locație la fel, ceva de genul. Și telefonul, am primit un mesaj, am zis, ce e asta? Am deschis de la un bursă de studii, examin care ai făcut acum 2 ani, trebuie să merg la România. Dar întâi a fost, nu vreau să vorbesc despre asta, am primit un mesaj, după am fost la examin, am primit după 8 luni să merg la Filipini, după a zis nu, dar când am primit de la România, pentru România, trebuie să merg la România pentru că ai luat examen. Vino la orașul unde trebuie să merg pentru viză, tot, știi? Dar deschide, am văzut mesaj, am citit foarte rapid România. Am zis România, pentru că am uitat că acum 2 ani am avut examen, știi? Am zis, am tipat la taxi și șoferul a zis, băiatule, ești bine? Am zis, da, a fost foarte fericit. Și ce este cel mai mișto? În același zi, când am primit mesaj să merg la
în România. Am primit un mesaj pentru că am fost cel mai bun în oraș unde am lucrat cu compania. Am fost, pentru că fiecare luni au cel mai mult sales, top sellers. Cine a vândut cel mai mult chestii în orașul meu, mult oameni și canice. Am fost locul 1 în orașul meu. Am fost locul 1. A scris pe WhatsApp grup atunci. Oamenii au zis, wow, băiatul ăsta care a fost cel mai, el a primit 2000, primul luni care el a primit 2 lei, ceva de deci, acum el este cel mai bun. Top sale, am fost numărul 1 în compania asta. A zis, din cauza asta, Blaze, trebuie să merg pentru săptămâna la Dubai. All inclusive. Avion, ei o să plătește, tot o să gratis, să merg la Dubai. Și am venit să plâng, pentru că am plâns pentru că eu nu cer niciodată. Am zis, dacă am cedat, nu o să ajung aici, știi? Am plâns și am avut două oportunități să vin în România pentru universitate sau să merg la Dubai, all exclusiv, o săptămână. Și am zis, nu, Dubai nu merită viața mea să vin în România pentru studii. Și am scris la WhatsApp, pentru Dubai tot, nu, eu nu merg pentru că am avut niște proiecte pentru universitate, pentru că vreau să studiez, așa vreau, știi? Și asta am primit mesaj să merg în România. Dar o să, aici e final pentru partea 1. O să postez partea 2 când o să vorbesc despre cum am ajuns în România. Adică cu avionul, ce am făcut, pentru că știți că am lucrat cu un domnul atunci care am comandat de la Junior Site unde am lucrat, am dat la el. El mi-a invitat la casa lui, cum a fost, ce el a făcut, ce mi-a dat. E mișto. Și aia o să fie în partea a doua. Și până acum, mulțumesc frumos, tot ce am zis acum e cu tot sufletul meu. Pentru că am avut zilele care, când gândeam cum am ajuns aici, cu mâncare, am stat într-un oraș, unde n-am avut lumină. 6 luni fără lumină, fără nimic. Nașpa. Știi? Pentru că mulți oameni mi-au zis, Blaze, ești un om bun, ești incredibil, ai sentiment pentru oameni. Pentru că e povestea mea. Am avut zile care, pentru că în Nigeria niciodată în viața mea, niciodată. Mama mea cumpără haine pentru mine o dată pe an. O să vorbesc despre asta în partea a doua. Dar până acum m-a simțit să povestesc despre asta, viața mea, ca să știi cum am ajuns aici. N-am fost bogat, am fost foarte sărac, foarte sărac. Și oricum nu contează, nu contează unde ai fost. Ce mai contează este unde mergi sau unde va fi. Da, mulțumesc frumos și sunt GP Blaze și vă pup. O să aștept la partea a doua.